Thank you.
lăsați la casă totul și să veniți, să ne înfrumusețați cu prezența dumneavoastră și știu că ați spus și dumneavoastră darul de ceea ce s-a clădit mireasa lui Hristos, care iată, în atât timp scurt s-a ridicat, jos s-a sfințit și acum așteptăm din nou minunea lui Dumnezeu să continuăm ceea ce s-a început. Într-adevăr, o minune a fost și este și vedem și creierul acesta a fost întâi Dumnezeu a dat minte tuturor și în special lui Domnul Primar și nu mă lingușesc când spun asta. Putem ADN-ul acesta a suferinții, dar și a iubinții, ca și Hristos care ne cheamă în această Sfântă Săptămână. Întâi este suferință, grav, moarte. Și gândești că gata, că am gândit și noi că gata. Și iată, a venit și biruința, și bucuria, și satisfacția, și luminarea feții, ca atunci când a fost praf, cine ne-a iubit, nu ne-a părăsit. Nici nu ne-a urit, nici nu ne-a poreclit, nici nu ne-a denigrat, nici nu ne-a batat. Cine ne-a îmbrățișat, ne-a sărutat și ne-a mărbătat. Și ne-a ajutat, cum ne-ați ajutat dumneavoastră pe noi. Și vă mulțumim din toată inima și Dumnezeu să vă facă parte de un colț de rai și de o țări din amare. Și parcă mai mult ca oricând sufletele sunt dornice de rugăciune și a fost, cred că cu toți am cântat cântecele pe care le-am propus în această zi binecuvântată. Am auzit din sală multe voci care au cântat cu mine și pentru mine e tare important să văd că ceea ce dăruiesc este primit și chiar dat înapoi, știți? Pentru că pe mine mă încarcă extraordinar de mult aceste cântări bisericești. Îmi dau putere, îmi dau lumină, îmi dau speranță și îmi dau sens. Cel mai puternic și necesită cea mai mare concentrare și cea mai mare dăruire, fără îndoială. Sigur că pe scena Eurovision e alt fel de efort, pentru că acolo e un consum. Un consum mult și o responsabilitate, dar și aici e responsabilitate, dar de alt tip. Cred că pot să spun că sunt lucruri total diferite.
diferite, dar din punere spirituală, evident că ceea ce se întâmplă într-o zi ca aceasta este extraordinar.